Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Ai ierarhului cinstită icoană, înconjurându-o acum păcătoșii, la dânsul cu smerenie căzând să-i strigăm: Sfinte ierarhe Nicolae, grăbește, rugându-te lui Hristos, iubitorul de oameni și de tot răul ca un milostiv de toată boala, pe toți izbăvește-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată nu vom tăcea de Dumnezeu născătoare, a vestit puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stătut înainte rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi mântuit dintr-o atâtea primești, sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboți de la tine, stăpână, nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi mântuiești din toate tăi, Doamne, se vor îmbrăca
cuvioșii tăi se vor bucura. Celor de pe mare și a văduvelor ca de ocrotire, iubitor de orfani săracilor comoare, Părinte, cunoscându-te, scapă-ne de tot necazul. Ierarhe a lui Hristos, roagă-te pentru noi. Lumea, Părinte Nicolae, ai umplut-o cu minunile tale, pe drumești și bolnav de grav, întâmpinându-i și izbăvindu-i pururea din primejdii și de boală. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vindecă-mi sufletul, Părinte, cu a ta dumnezeiască rugăciune, de trei ori fericite dându-mi sănătate, Vindecătorul bolilor, Ierarhe Nicolae. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mâinile tale ridicându-ți către Domnul prea curată Fecioară, de cumplite necazuri scapă-i totdeauna cu caldă rugăciunea ta pe cei care ți se roagă. De întristare și de adâncul ispitei, cuprinzându-se robitei sfinte, de grabă izbăvește-i, Părinte Nicolae. Ierarhe a lui Hristos, roagă-te pentru noi. Cel ce cu sfinții te îndulcești fericite, de răsplata și slava cerească, pe cei care îți cântă, păzește totdeauna. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Să lași luminii, fiind cu totul, Părinte, luminează și cugetul nostru, și toată întunecarea drăcească risipește-o. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate le capeți cu îndrăznire de Maică, pe stăpânul rugându-l stăpână, de aceea prea curată îți cerem ajutorul. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea-nălțându-l întru toți veșii. De întristare și de adâncul ispitei, cuprinzându-se robitei sfinte, de grabă izbăvește-i, Părinte Nicolae. Mulțime de biserici, Sfinte Nicolae, ți-au ridicat cu o sârdie robii tăi, în care iau de la tine mulțimea minunilor. Ierarhe a lui Hristos, roagă-te pentru noi. Păzit-ai, Nicolae, cele trei fecioare, ci și acum ia aminte la robii tăi, și le păzește, Părinte, și trupul și cugetul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părinte Nicolae, poartă-ne de grijă robilor de care pururi te pomenim, și ne umbrește slăvite cu harul tău pururea. Și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată, înrăutățitul, sufletul meu îl preschimbă cu harul tău și-l fă părtaș ca o bună vieții cei veșnice. Cuvinte se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cu totul fără prihană și cinstită decât heruvimii și mai preaslăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, pe preasfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și de pe pământ, caldă ocrotire, scăpându-ne, Părinte, de toată vătămarea cu mijlocirea ta. Bucură-te, slavă părinților, lăcașul trăimii, făcătorule de minuni, acoperământul celor ce vin la tine,
Părinte Nicolae, și cer ajutorul Tău. În bolte avem tămăduitor, scăpare primești, ocrotire celor orfani și celor de pe mare, grabnică izbăvire, Părinte Nicolae, lauda mirelor. Orfanilor grabnic ocrotitor, văduvelor sprijin, hrănitorule de flămânzi, săracilor comoară, robilor slobozire, te-am câștigat, Părinte, chipul blândeților. Cu toate oștirile îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos și cu Sfinții toți Fecioară Maică, neîncetat mântuire solește-ne. Ajută-mă la Dumnezeu mijlocind, Sfinte Nicolae, de grab izbăvindu-mă, de-a trândăviei patimă, întru tot fericite și bucuriei mă fă părtaș, cel ce stai la tronul Stăpânului. Ierarhia lui Hristos, roagă-te pentru noi, de ale patimilor valuri pururea înconjurându-mă, biforul de gânduri îmi bântuie sufletul, ci la limanul liniștii, ierarhe cinstite, al poruncilor Domnului, cu o cârmuirea ta poartă-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de însă naștea i-a arătat cu pusnicii și cu apostolii, de raza gândită, umplându-te pururea pe care împărtășește-o tuturor ce îți cântă și cinstesc cu evlavie, Sfinte Nicolae, icoana ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine una ce-ai primit în pântece focul cel nezidit, te rog cu credință, de ghienă scapă-mă, curată săpâna mea, care-mi stă înainte pentru mulțimea păcatelor, cu bine primită solirea ta. Pace dă-ne pururea către Stăpânul, rugându-te să te slăvim, Sfinte Nicolae, cu cântare de laudă. Ierarhe a lui Hristos, roagă-te pentru noi, caută spre robii tăi și toată boala alungă-o către Hristos, Sfinte Nicolae, mijlocim cu o sârdie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, patimile mă cuprind și năvălirea ispitelor, ție mă rog, Sfinte Nicolae, ca un bun izbăvește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zici și acoperământ vieții mele, avându-te, nu mă spăimânt, prea nevinovată de năvălirea vrăjmașului. Izbăvește de tot necazul.
Harul și vătămarea pe cei care cer ajutorul Tău. De Dumnezeu purtătorule, Sfinte Ierarhe Nicolae, caută cu milostivire prea cântată de Dumnezeu născătoare, spre necazul meu cel cumplit al trupului. Și vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul și arhiepiscopul nostru Pimen, al Sucevei și Rădăuților, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt lăcașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și patimă, zac pentru mulțimea fără de legilor, ci rugându-Te Stăpânului, Sfinte Nicolae, izbăvește-mă. Ierarhe al lui Hristos, roagă-Te pentru noi. Slobozit ai din temniță tinerii aceia cu mijlocirea Ta și pe mine slobozește-mă dintr-o osândirea cea veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, osândirii și chinului vrednic sunt, Părinte, cu trândă via mea, ci Tu sufletul trezește-mi-l și la pocăință îndreptează-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zămislitul ai pe Hristos, Cel ce înviază morții, stăpâna mea, și pe mine înviază-mă sufletul Fecioară curățindu-mi. Cu a Ta rugăciune, Sfinte Nicolae, la Domnul suindu-Te, luat ai puterea săvârșirii minunilor celor mari, ci caută, Părinte, spre cei ce ți se roagă, vindecare de boli dăruindu-le. Ierarhe al lui Hristos, roagă-Te pentru noi, de a Ta pomenire, geata preoțească slăvite se bucură și toți credincioșii cu minunile Tale se laudă, cinstindu-Te cu râvnă,
Părinte Nicolae, rugător către Domnul avându-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu lumina gândită, rai ți s-a făcut ierarhule inima, avându-L în mijloc, om vieții cei veșnice pe Hristos. Aceluia te roagă, pe robii tăi, Părinte, să-i primească în grădinile Raiului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Întristarea cumplită, grabnic mă afundă în marea ispitelor, de grabă întindem mâna ta născătoare de Dumnezeu, ca fiul tău lui Petru, și scapă-mă, Stăpână, că la tine am toată nădejdea mea. Furtuna de ispitiri mă-nvăluie, dar nu poate să mă afunde, Părinte, că la liman liniștit, Nicolae, încărmuiești cu pricepere sufletul, ducându-mă până la cer și surpându-l de tirea vrăjmașului. Ierarhe al lui Hristos, roagă-te pentru noi, Părinte, spre robii tăi îndură-te și le dă sănătate trupească și cu iubire de frați fericite ne mijlocește iertarea păcatelor, rugându-te către Hristos, Nicolae, podoaba bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de moarte i-ai izbăvit cu harul tău pe osașii fără vină, Părinte, ci și acum, dintr-o toată nevoia și toată boala de grab, izbăvește-ne pe toți care ne închinăm, Nicolae, la sfânta icoana ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpână, îngreuiat mi-e sufletul, cel cuprins de trândăvie cumplită, și tu curată trezește-mă grabnic, să nu adorm într-o moarte a păcatelor, făcându-mă cu harul tău lucrător al poruncilor Domnului. Izbăvește de tot necazul și vătămarea pe cei care cer ajutorul tău, de Dumnezeu, purtătorule, Sfinte Ierarhe Nicolae. Caută cu milostivire prea cântată de Dumnezeu născătoare spre necazul meu cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul și arhiepiscopul nostru Pimen, al Sucevei și Rădăuților, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru
mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt lăcașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, ascultați pe mai mari voștri și vă supuneți lor, fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seama, ca să facă aceasta cu bucurie și nu suspinând, căci aceasta nu va fi de folos. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu cinste să trăim. Și mai mult vă rog să faceți aceasta, ca să vă fiu dat înapoi mai curând. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce prin sângele unui testament veșnic a ridicat din morți pe păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă întărească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este bineplăcut în fața Lui, prin Iisus Hristos, căruia fie slavă în vecii vecilor. Amin. Pace ție celuia ce bine ai citit și Duhului tău. Aleluia, aleluia.
Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan se va cite. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, adevărat, adevărat vă spun vouă, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar. Iar cel ce intră prin ușă este păstorul de oi. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară. Și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după dânsul, căci îi cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu merg, și vor fugi de el, pentru că nu-l cunosc pe el. Această pildă le-a spus-o Iisus ucenicilor săi, dar ei n-au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis iarăși deci Iisus către dânsii: adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt furi și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat pe ei. Eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile ierarhului Tău milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale,
este fără de legile noastre. Toată viața mea cu nepăsare trecând-o, capătul l-am ajuns fără roadă bunurile și fără nădejde, neavând altceva să-ți aduc milostive, numai povara păcatelor pe care ridică-o cu îndurarea ta, dăruindu-mi străpungere și mântuitoare întoarcere. Mijlocitor către tine, pe ierarhul Nicolae aducând și pe ceea ce te-a născut de oameni iubitorule. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor puteri cerești celor fără de număr, cu rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ion, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor întru sfinți părinților noștri mardascăli ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Lichiei, a cărui sfântă pomenire să vârșim, Spiridon al trimitundei făcători de minuni, ale sfinților măriților, bunilor biruitori mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit de la Tismana, Dimitrie cel Nou, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. 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 Și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, Te-a arătat pe Tine turmei Tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Înțelepciune, binecuvintează! Cel ce este binecuvântat, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept măritorilor creștini și sfântă biserica Ta o păzește în veacul veacului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Te mărim! Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, a cărui sfântă dumnezeiască preznuire săvârșim astăzi, cu rugăciunile Sfinților drept dumnezeiești părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
Amin. Darul vindecărilor luând de la Dumnezeu ierarhe de toată patima, o prea minunată tămăduiește-ne, alungându-ne bolile, gonind pe diavol, Sfinte Nicolae și pe Hristos rugând, poruri milostiv să ne fie și să ne primească Părinte într-o împărăția Lui cea veșnică. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.